o traducere. Există, dar din păcate e o traducere gen Google Translate, aș putea spune, și nu. Poate aici nu exagerez cu nimic. Da? Sunt multe edituri care, din păcate, în ziua de astăzi apelează la, așa zise, firme de traducere, care îți dau un termen de 2-3 de zile. Da? Vreau să traduc Război și Pace, 2-3 de zile. Sau, da, chiar așa se întâmplă. Sau, ce, vrem să traducem un cam Ulise al lui Cei Negioi, 15 zile. Și care fie împart cartea în 20-30 de fascicule și o traduc 30 de oameni, după aceea cineva vine în câteva ore și o pune cap la cap. Din păcate, așa se fac multe cărți și chiar se traduc, se retraduc ca probleme în felul acesta. Fie o trec direct prin motoare gen Google Translate, fac intervenții minime peste ea și asta se numește traducere. Și asta duce la o scădere foarte, foarte, foarte dramatică a calității actului cultural, nu numai de traducere, a nivelului cultural în general. Această practică strict comercială, editurii de a scoate, de a fi fapt și cu niște titluri și apariților. Acesta nu poate fi tradus dacă nu încerci să intri și în ducul lui, dacă nu ești cu adevărat pasionat de, cel puțin de literatura lui, ca să și de gândirea lui, de teologia lui Chesterton. Deci, trebuie cu adevărat să, cum să zic, să te apropii și să înțelegi opera lui intrând, pătrunzând în interiorul ei, pentru că altfel nu este posibilă traducerea unui asemenea autor, niciun motor de căutare, niciun automatism, niciun algoritm nu o să reușească, din fericire, aș spune, și cred că asta ne salvează și o veste bună, să traducă un autor precum Chesterton. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru participare și dau și un bun lui Nebran, măcar pentru mulțumesc.